Bine v-am găsit la horoscopul de marți, 23 ianuarie. O zi cu un eveniment astrologic despre care am vorbit și horoscopul acestei săptămâni. Sper că l-ați remarcat că este și această săptămână foarte interesantă. Cred că avem cu ce ne lăuda din punct de vedere astrologic de pe la începutul anului și tot așa o să o ținem. Nu uitați că tocmai s-au produs niște mari evenimente, minunata schimbare de zodia lui Pluto și abia ne obișnuim cu ea. Dar în locul lui Pluto și a Soarelui de zilele trecute, pentru că undeva în weekend Soarele și Pluto au părăsit zodia Capricornului simultan, iată că locul lor este luat de Venus începând de astăzi. Venus intră în Capricorn să umple un pic golul. Până mai ieri erau 4 planete în Capricorn, pentru scurt timp au rămas 2, Mercur și Marte, și acum vine și Venus la gașca asta rămasă acolo în Capricorn. Așa că profitați un pic de această ultimă aglomerație de planete în zona Capricornului care, da, închide o mare etapă, o mare etapă. Putem spune că închide toată etapa ultimilor 15 ani, poate 15 ani și ceva, din 2008 încoace, când tot au fost multe planete prin Capricorn, pentru că până nu de mult a fost și Pluto. Ba, cu câțiva ani au fost și Jupiter pe aici și Saturn pe aici, am avut activitate cu ani în urmă. Acum zic că este un final de etapă pentru că vine și Venus, pe lângă cei doi care au mai rămas acolo în ograda lui Capricornului, vine și Venus să facă ultimele ajustări, pentru că din luna februarie și acestea părăsesc Capricornul. Sigur, Soarele, Mercur și Venus vor reveni, undeva la sfârșitul acestui an vor reveni în Capricorn, pentru că este una din zodiile foarte activate și la început de an și la sfârșit de an, că asta e perioada Capricornului. Iar acum mai este și Marte. Peste un an nu va fi Marte aici, abia peste 2 ani se mai întoarce Marte. Încât ia câte de aia zic că este un final de etapă, pentru că se încheie marea cursă, maratonul plutonian al lui Pluto în Capricorn. Pentru că Pluto undeva în septembrie se mai întoarce odată, între septembrie și noiembrie, pentru scurt timp se mai întoarce așa un pic la ușa Capricornului, mai are ceva de făcut, dar va fi singur cuc la momentul respectiv. Acum, până acum a fost susținut așa de alte planete să dea drumul la niște schimbări, să producă niște schimbări, dar ce lasă în urmă Pluto, eu consider că lasă o construcție bine consolidată. A trecut construcția asta prin toate cutremurile, prin toate testele de anduranță și de rezistență și de supraviețuire la urma urmei, încât ce lasă în urmă ține. Ce a dărâmat, trebuia să dărâme. Deci chiar dacă Pluto ne-a mai dat peste cap viața pe aici, pe acolo, de fapt n-a făcut altceva decât să ne dea niște mari lecții. Ei, acum vine și Venus să vadă, să măture un pic după Pluto, nu? Să facă un pic de curățenie, că Venus este gospodina, nu? Vine și face ordine după marele șantier al lui Pluto, împreună cu ceilalți doi, Mercur și Marte. Mamă, ce grup de suport este acolo pentru curățenia din curtea Capricornului, ca să lase terenul complet gol, începând cu luna februarie. E benefică, eu văd foarte benefică această adunare acolo, congresul ăsta la final de etapă plutoniană. Să vedem cu ce am rămas, poate e vremea unor decizii, poate e vremea unor concluzii, poate e vremea unei analize, cu siguranță este o analiză și care undeva pe parcursul acestei săptămâni o să existe și o luare de cuvânt, adică undeva Mercur și Marte se vor întâlni și vor stabili ce au făcut, probabil e o perioadă de bilanț, cum e la congresul PCR-ului de odinioară, se întâlneau să se laude cât de grozave au fost în agricultură și în industrie și toate, cam asta vor face cele trei planete acolo aflate la sfat, să stabilească ce au făcut și dacă sunt mulțumiți să ducă mai departe ce au construit. Că de acum Pluto se va ocupa de cu totul alte aspecte, iar Pluto luna viitoare cu toate aceste planete va avea întâlniri. Deci ele acum stau în spatele lui Pluto și zic, ia să vedem ce a făcut Pluto ăsta cu viața fiecărui nativ între 2008 și 2024. Văd, extra concluziile, pe urmă vin la întâlnirea cu Pluto în Vărsător luna viitoare, pentru că luna februarie va fi luna marilor întâlniri plutoniene cu toate aceste planete.
Deja Pluto este într-o conjuncție zilele astea cu Soarele, este încă acolo, chiar dacă se risipește încetul cu încetul conjuncția, cam toată săptămâna suntem sub influența conjuncției de zilele trecute, care a fost în Capricorn. Acum este în Vărsător, pentru că au trecut împreună Soarele și Pluto în Vărsător. Deci prima conjuncție ever a lui Pluto în Vărsător se produce acum, ca apoi de luna viitoare toate aceste trei planete încă în Capricorn să fie chemate la raport de Pluto. Ia să vedem noi din ce ați învățat voi în ultimii 15 ani acolo în Capricorn, unde a fost o școală, nu glumă, ce aveți voi de gând să duceți mai departe, ce aveți voi să extinde, să creșteți, să evoluați, să upgradați, să înnoiți, că baza e bună, dar înseamnă că te oprești acolo? Cu siguranță nu. Și probabil începând cu luna viitoare, începem să vedem care e nivelul următor, ce avem de făcut de acum înainte, alți 20 de ani. Deci niște prime cărămizi le punem acum, chiar și în aceste zile. Deci o Venus în Capricorn e femeie serioasă, să zicem așa, că energia lui Venus este feminină, e femeie matură, da, sigur că poate implica și femei de carieră foarte tare, femeile pot fi foarte preocupate de carieră, de servici, de munca lor, de a-și arăta valoarea, dar cum este și un Marte acolo de zilele astea până undeva, până prin februarie, mai este încă Marte în Capricorn. Vă spuneam și în horoscopul săptămânii că este o coaliție. Trei planete personale. Mama, tata și copilul, cam asta este acolo. O energie de familie, o energie de cuib, o energie de împreună. Într-o zonă stabilă, matură, serioasă, confortabilă. Energia Capricornului înseamnă suntem pe teren bun, suntem pe teren sigur, am trecut prin atâtea, am învățat ce m-am avut de învățat și de aia mama, tata și copilul, că mama este Venus, tata este Marte și Mercur, putem să-i spunem că este copilul, sau Mercur este comunicarea dintre cei doi, proiectele lor comune, ideile pe care și le împărtășesc. Ce au ei de discutat, femeia și bărbatul, în perioada asta? Încât trebuie să profitați de acest interval, bineînțeles, până prin februarie, să puneți un pic țara la cale cu partenerul, cu sexul opus, cu oamenii pe care îi aveți în preajmă, cu familia, evident, pentru că pot ieși planuri de succes, de care să fiți mândri, stabile, serioase, palpabile, care se pot împlini, nu simple iluzii, nu simple utopii, chiar dacă Pluto acolo în Vărsător ne îndeamnă să privim și la niște ciudățenii, vise ciudate. De ce nu? Poate fi vorba de planuri comune, mama, tata și copilul, de familie, de cuplu, de împreună, trăgând în mod egal la aceeași căruță, chiar dacă par ciudate, chiar dacă par imposibile în acest moment. Nici nu știți cum primiți susținere, pentru că totodată, nu uitați, de câteva luni bune, nu de azi de ieri, planetele astea din Capricorn, undeva încă de prin decembrie, sunt atât de bine susținute și de Jupiter, și de Uranus, din Taur, de acolo, energie de pământ. Acu e momentul să puneți... Nu să puneți cărămizile, poate deja le-a spus, să puneți cât mai multe cărămizi, să treceți la nivelul următor, un pic de grabă. Că nu o să mai fie aceeași energie. De luna viitoare deja energia de pământ se risipește și se mai risipește odată în vară, când pleacă și Jupiter din Taur și va mai rămâne singur el acolo, Uranus, într-o zodie de pământ și cam atât deocamdată. Deci energia de pământ care înseamnă lucruri palpabile, materiale, tangibile, pe care să punem mâna, vorba aia, până prin vară se menține, după care energia Pământului o să fie deficitară, o să cam lipsească. Evident, nu tot timpul, tot mai apară câte o planetă pe acolo, ba prin Fecioară, ba prin Taur, ba prin toate, dar o să fie mai gol la capitolul resurse materiale. O să avem energie, o să avem idei, o să avem plăcere de a face, dar mai puțin instrumente. Instrumentele le avem acum și dacă tot le avem, hai să le folosim. Ce-o fi ele? Timp, energie, chef, bani, muncă, efort. Că ăsta e momentul, nu că am fi stat degeaba până acum, sigur că tot muncă am tras, dar suntem atât de bine susținuți să ducem mai departe ce am început, că sigur că e loc și de noi începuturi, fără doar și poate. O să avem și o lună plină care înseamnă apogeu, care înseamnă final, deci ce avem deja pe rol să ducem la îndeplinire, că cine știe, poate foarte curând vom dori lucruri noi, să ne apucăm de lucruri noi, de perspectivă.
Cam atât am de spus în introducere. Nu uitați horoscopul săptămânii, nu uitați horoscoapele anului 2024, nu uitați horoscoapele lunii ianuarie, că foarte curând deja mă uit către luna februarie, cu ce vine, că vine și luna februarie cu câte ceva, iar despre luna februarie puteți să vedeți filmul Momente de Top, fac referire la luna aceasta de câteva ori în acest film și hai să aflați în avans ce am spus acolo. Nu uitați și Oracol Scop, atât Oracol Scop de 2024, cât și Oracol Scop de ianuarie, că sunt acolo niște povești pe care le puteți asculta. În acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare, cele ascendente și să vedem Venus acolo în Capricorn ne ajută, ne susține sau ne mai dă și ceva bătăi de cap pe aici pe acolo. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop! Voi berbeci, se simte o energie din aia de regele universului, regele lumii sau hai să zicem regina, pentru că în cazul vostru Venus se află în cea mai înaltă poziție, sus, e cu moț, e cu stea în frunte această perioadă. Aveți 3 stele în frunte, ce să mai vorbim, aveți 3 planete în cea mai înaltă poziție, Soarele, Mercur și Venus, Mercur și Marte, care vă pun o lumină specială. Ați tot avut această lumină specială, poate chiar de vreo lună încoace, încât trebuie să profitați de acest reflector care vă alege. Dar s-ar putea să vă dea o notă de ciudat, de aparte, de originalitate această combinație. Deși energia Capricornului nu este de originalitate, totuși s-au schimbat niște lucruri acolo, de la Pluto citire și de la Soare citire, care până mai ieri vă plăcea să ieșiți în evidență prin ceva, dar ieșeați cu ceva cu care ieșeau și alții, să zicem așa. Erați femei frumoase, dar erau și altele cam în același stil. Erați bărbați inteligenți, mai erau și alții în același stil. Deci era o competiție acolo, dar vă comparați cam pe aceeași lungime de undă, cam de pe același nivel. Ei, acum vă puteți compara, da, la ceva, la un atu, la un avantaj al vostru, la o scânteie a voastră de geniu, dar voi aveți ceva în plus față de cel cu care vă măsurați forțele. Energia asta de regină, imaginați-vă, femeia, energia de femeie, bun, sunteți multe femei, într-adevăr, asta nu înseamnă că bărbații nu se pot folosi de această energie feminină a unui Venus acolo. Energia feminină dă frumusețe, șarm, farmec, e, uneori până și farmecul poate fi un avantaj chiar și pentru bărbați, hai să zicem pe dreaptă. Deci puteți fi interesanți în ochii tuturor, atrăgători, cuceritori, frumoși, speciali, dar cum spuneam, aveți acolo un chichi care vă remarcă dintre toți. Sunteți frumoși, dar nu știu ce v-ați făcut la coafiură, sunteți bine îmbrăcați, dar cine știe cu ce v-ați îmbrăcat. Deci e o notă de originalitate, e o notă de mai specială decât zona conservatoare, chiar dacă e vorba de Capricorn. Chiar și energia Capricornului poate fi uneori specială, deosebită. De aceea trebuie să faceți un pas în față, că sunteți foarte susținut să vă remarcați, să fiți altfel decât înainte. Parcă cineva vă vede, da, tot ăla sunteți ca acum o săptămână, dar zice, măi, ai ceva nou față de cum te știam. Ce s-a schimbat la tine? Sau poate chiar voi faceți lucrul ăsta, vă uitați într-o oglindă și ziceți, măi, ce e cu mine? Am ceva care îmi place, evident, o notă de atracție asupra voastră, atractivitate mai bine zis. Ce arătați lumii place. Există o mare doză feminină în perioada asta. Deci luna este pe parcursul zilei în rac, multă energie, emoție feminină. Venus aceasta care își schimbă energia și în cazul vostru este pe mijlocul cerului. Energia feminină e debordantă. Ori bărbații au o femeie în preajma lor și sunt zăpăciți, atrași și așa mai departe, cuceriți, copleșiți, li se înnoaie picioarele în fața unei femei, pentru că femeia poate fi de toate felurile și dominatoare și cuceritoare și așa mai departe, genul femeia șef, femeia mamă, femeia
iubită și așa mai departe, care poate, evident, să-i înmoaie pe bărbați, oricât de puternici ar fi. Dar dacă femeia sunteți voi, aveți niște ași în mânecă la capitolul ăsta, încât pe toți îi puteți vrăji cu această energie de femei puternice și sensibile și feminine, dar și femei care știu ce vor, femei inteligente, femei muncitoare, femei bune la ceva, inclusiv în carieră, evident. Deci faceți un pas în față și arătați-vă această strălucire frumoasă. Taurul, vă spuneam zile trecute că este o energie de pământ care încă se menține, încă sunt 5 elemente care vă vizează direct, cu atât mai mult că cele 3 planete din Capricorn încă mai sunt în interacțiune cu planetele din ograda voastră, sigur că vă ajută aceste multiple aspecte de pământ. Dar poate unii sunteți un pic obosit, poate e prea mult pământ pe umerii voștri, poate sunt prea multe sarcini, poate sunt prea multe responsabilități, încât s-ar putea să vă ocupați de o activitate pe care ați făcut-o cine știe de câte ori, pe din afară, cum s-ar spune, ceva repetabil, probabil, ceva care faceți lună de lună, nu știu, la câteva luni distanță, și vă ieșeau foarte bine aceste lucruri. Acum ceva se întâmplă. Parcă nu mai iese ca data trecută, ca dățile trecute. Pe undeva își poate băga coada o mică greșeală, o mică oboseală, da, stresul prea multul ăsta pe umerii voștri și care, cine știe, vă face ca acolo unde la voi mașinăria nu dădea greș, mergea ritmic, așa cum spuneam, prin repetabilitate și taman astăzi sau acum mașinăria asta se potignește, face hâc, se împiedică. Și vă strică vouă un pic ritmicitatea asta. Erați obișnuit, mă, la mine toate sunt parfum. Eu știu să fac lucrul ăsta pe din afară. E, uite că nu e chiar așa. Poate taman această energie a lui Pluto deasupra capului schimbă un pic lucrurile. Pentru că n-a mai fost Pluto aici cu soarele în conjuncție niciodată. Pluto a mai fost, să zicem, în luna martie, aprilie, anul trecut, în acest punct maxim. Dar s-au schimbat niște lucruri față de luna martie, aprilie anului 2023. E ceva de atunci, dar acum s-au mai modificat, e mai mult, e mai greu ca data trecută. Mai greu, adică povara e mai mare decât atunci. Probabil și atunci v-ați ocupat de ceva. Deci s-ar putea din cauza acestei, vă simțiți un pic copleșit, împovărat de responsabilitate, importanța momentului, e ceva serios acolo, atunci există riscul unei greșeli. Când ești mai concentrat, când ești mai atent, când ești mai temător, vai să nu greșesc cumva, vai să nu calc strâmb, atunci putem călca strâmb. De aceea mare grijă că există vorba aia, nu te culca pe ureche. A te culca pe ureche înseamnă știu lucrul ăsta, e parfum, îl fumez, uite așa lucrul ăsta, că l-am făcut de 100 de ori înainte. E, se pare că taman acum, că s-au schimbat un pic lucrurile și e mai greu față de alte dăți, să nu cumva să greșiți. Gemenii, ați putea folosi această perioadă pentru o evadare, escapadă. Probabil Pluto ăsta, care tocmai s-a mutat acolo în vărsător cu soarele alături, vă deschide dintr-o dată orizonturile. Până acum e foarte posibil să vă fi simțit un pic așa închistat, închis într-o colivie, cu niște reguli, cu un spațiu foarte strâmt. Deși visul vostru era de eliberare, de fugă, unde vedeți cu ochii. Și cum este totuși o perioadă foarte bună, din multe puncte de vedere, apare o ocazie de a ieși, de a schimba ceva din acest, din cutia asta în care ați locuit, a stat o vreme și v-ați simțit închis. Dar puteți să faceți ceva, uite așa, că vă vine vouă, la impuls, din instinct. Parcă vă opuneți regulii respective, deși probabil ani de zile ați făcut ce vi s-a spus. Dar asta ziceți și ce? Gata. Vreau să evadez de aici, vreau să fac ceva năstrușnic, vreau să fac ceva că vreau eu, nu că îmi spune șeful, mama, societatea. Și s-ar putea să vă permiteți o aroganță, un puseu de asta de libertate, să faceți ceva că vreți voi, da, poate cu o mică doză de risc, dar nu o să fie nimic riscant, dar totuși pare că nu e chiar așa de simplu, gen, vă opuneți șefului, apoi riscant să te opui șefului sau să zici tatălui ceva sau unei autorități, vă opuneți unei autorități mai
da, mai puternice decât voi, care evident că poate avea și repercusiuni, dar vă asumați. E o mare doză de, îmi vine să spun, inconștiență, da, un curaj de să nebun, de a vă arunca așa în valuri, chiar dacă nu știți să notați. De-aia am zis că e riscant. Dar ceva vă zice, mai mă descurc, învăț să not pe parcurs, nu trebuie să... Și că s-ar putea să fie așa, să faceți o nebunie pe care altă dată n-ați fi făcut-o, tocmai că erați așa un pic închis între limitele alea și acum găsiți o breșă în cutia aia să fugiți de sub controlul cuiva, dominarea cuiva, limitările cuiva și iese. S-ar putea să fie de succes tocmai pentru că vă asumați această nebunie. De fapt, poate ați fi putut să o faceți și altă dată. Da? Acolo, în energia asta de stai cu mintea aici, în zona Capricornului, nu te abate, nu te arunca, v-a spus vouă Pluto 15 ani până acum și dintr-o dată că nu mai este Pluto acolo să vă țină în frâu, să vă țină în colivie, acum vă vine să o zbughiți. Și probabil așa și trebuie să faceți. Zbughitul ăsta, aruncându-vă în valuri, chiar dacă nu știți să înotați, se poate să se soldeze cu un mare succes. Racul, luna este în ograda voastră în aceste zile, normal că vă simțiți mai bine și simțiți o schimbare de registru în viața voastră, clar, toată lumea o simțim, numai prin simplu fapt că s-au mutat planetele de colo-colo, Venus, Soarele, Pluto, nu mai zic, și vă simțiți în proces de transformare, cam asta simțiți voi. Nu sunteți la început, nu sunteți la sfârșit, sunteți pe parcursul unei reconstrucții a vieții voastre. Bun, nu mă refer doar la Pluto, că va avea 20 de ani efect asupra oricui, dar poate e și altceva în cazul vostru. E, într-un fel erați voi acum câteva zile, în alt fel o să fiți voi peste câteva zile, dar acum sunteți pe drumul ăsta, când ceva se aranjează acolo. E ca atunci când ați hotărât să dați un examen, nu l-ați dat, o să-l dați cândva, e, sunteți pe parcurs să învățați pentru examen. Ați început o meserie, n-ați ajuns încă să o stăpâniți, urmează, deci sunteți pe drum să învățați această meserie. V-a venit o idee, ați început să o pregătiți, n-ați ajuns unde trebuie, dar sunteți pe drum. Asta e sentimentul, că sunteți într-o perioadă de tranzit, între două etape, un început și hai să zicem un sfârșit, dar nu-i musai că acolo se termină lucrurile, dar e o destinație atinsă, dar merge bine, vă inspiră stabilitate, încredere că sunteți pe drumul cel bun, că ați luat decizia cea bună, cândva, când ați fi luat-o și acum se prefigurează deja destinația spre care vă îndreptați. Sunteți conștienți că e cale lungă, că e un consum mare de resurse, vă trebuie răbdare, vă trebuie perseverență, vă trebuie perspectivă, să știți încotro vă îndreptați și de tot ce puteți face este să vă continuați drumul pas cu pas, nu zice nimeni repede. Energia Capricornului, unde este atâta acumulare acum, înseamnă lent, răbdare, matur, serios, responsabil, dar roadele pe care le veți atinge cândva în perspectivă sunt foarte promițătoare. Voi lei s-ar putea să simțiți o mică poticneală. Aveați zilele trecute senzația că s-a deschis dintr-o dată colivia și puteți să fugiți unde vedeți cu ochii. Aveați speranța sau poate chiar perspectiva de a vă desfășura în voie, într-un anumit plan. V-ați făcut planuri de eliberare, de independență, să fiți pe cont propriu și nici n-ați început bine, probabil, respectiva activitate, că deja apare o regulă, o ușă trântită în nas, dar care nu este capătul acestui drum. Este doar o perioadă de tăiere a elanului, că e foarte posibil să vă fi aruncat prea tare. Cineva intervine, universul, un colaborator, o autoritate, o regulă, o lege. Un nu, vine un nu, sau cel puțin un nu deocamdată, pentru că prea erați aprins, prea erați învolburat, prea erați înverșunat în direcția aia. Pe semne că pe undeva ați sărit calul și această revenire înapoi la locomanda e benefică vouă. Vă organizează un pic, vă dă o anumită linie directoare și pe linia asta directoare o să mergeți după aceea. E
probabil plecarea acestui soare și a lui Pluto din zona Capricornului, care înseamnă rigurozitate, organizare, ordine. A zis că gata, de acum fac ce vreau, cum vreau. Am propriul meu mers înainte. E nu deocamdată. O să fie și momentul ăla când o să dați drumul la motoare cum vreți voi. Dar deocamdată rigoare, rigiditatea, regulile, piedicile de la Capricorn citire, unde aveți voi încă multe planete, vă cer, ia ușor, nu te arunca. Știți cum este? Că atunci când ținem post sau o cură de slăbire, ținem post și mâncăm cu limită, n-avem voie aia, n-avem voie aia, sau mă rog, ne impunem că n-avem voie aia. Și dintr-o dată avem voie. E dezlegare la ceva. Dezlegare la pește. Și vă aruncați într-o grămadă de mâncăruri cu pește. Îi se face rău. E o trecere prea rapidă de la rigurozitate, economie, zgârcenie, n-ai voie, la ba da, domnule, am voie orice. E, nu deocamdată. Luați-o încet. E o trezire lentă din hibernare, nu rapidă. Vă apucați de mâncat lent, nu dintr-o dată. Vă apucați de construit ceva, nu peste noapte. Și de aceea această piedică, ce vine într-un fel sau altul, e spre binele vostru. Vă domolește prea multul care v-a copleșit pe aici pe acolo și care s-ar putea să continue, că o să mai fie și pe parcursul acestei săptămâni, nu mai e mult, pe 25 va fi o lună plină în ograda voastră și aia va fi cam în aceeași energie a prea multului pentru voi. Deci țineți cont, poate chiar toată săptămâna, nu doar acum, de totuși regulile care mai există. Că sunt acolo niște, nu e voie, nu se poate, iau ușor și pe care bine ar fi să le respectați. Fecioara, vă preocupă niște chestiuni de familie, pentru că a venit vremea să trageți o linie la aceste probleme de familie prin care ați trecut probabil de câteva luni bune. A fost un efort acolo, un efort colectiv, o bătaie de cap. A fost o perioadă probabil foarte conflictuală, dezechilibrantă, ba mergeau, ba nu mergeau. Deci ați trecut printr-o perioadă delicată în casa voastră, familia voastră, în mediul vostru personal. Și odată cu ieșirea lui Venus de acolo, probabil a venit vremea să vă uitați un pic peste umăr. Cum l-ați rezolvat, dacă s-au rezolvat. Sau pur și simplu să ajungeți la concluzia că da, s-au rezolvat și uite ce bine s-au rezolvat. Revine râul înapoi în matcă. Se liniștesc apele, se calmează spiritele după ce multă vreme probabil a fost multă vânzoleală. Poate nu neapărat conflictual la modul negativ. Poate a fost o perioadă foarte încărcată, complicată, vi s-a cerut mult, ați avut multă treabă acasă, v-au venit musafiri, multe chestiuni de familie care, cu care vă bateți capul, probabil de prin, cine știe, noiembrie, nu-i de azi de ieri, și acum, că și ultima planetă a ieșit de acolo din Săgetător, parcă vă vine să ziceți, gata, s-au liniștit, s-au calmat spiritele, am echilibrat ce era de echilibrat, am rezolvat ce era de rezolvat, dar poate și acum, pe ultima sută de metri, mai aveți o ultimă, un ultim retuș de făcut la lucrurile alea de care vă tot ocupați. Balanța. Luna este cea mai înaltă poziție pentru voi. În casa 10, normal că vă simțiți importanți, vizibili și o lună în creștere, din ce în ce mai mare, peste câteva zile va fi lună plină. Și probabil vă preocupă niște chestiuni nerezolvate de mult. Niște promisiuni neonorate, niște treburi începute, dar nu le-ați dus acolo unde trebuie. E, vă aduceți aminte de ele? Vi se aduce aminte de ele? Poate această lună care vine așa ca un fel de inspirație, ca o voce în ureche care vă spune, măi, vezi că ai spus tu acum vreo lună, ai spus tu acum vreun an, ai spus tu acum nu știu câți ani că vei face cu tare lucru și nu l-ai făcut. Probabil a plecat Pluto cu o treabă nerezolvată. A plecat Pluto din Capricorn. A plecat cu o treabă care v-a rămas așa un pic ca o vină, ca o conștiință încărcată. Măi, am zis că fac lucrul ăsta. De când zic că o fac și am cam uitat, n-am avut resurse. Ei, vi se aduce aminte. Poate chiar așa un pic să vi se reproșeze, să vi se bată obrazul sau pur și simplu. Voi vă aduceți aminte. Poate luna asta vă toarnă energia amintirii și vă macină, vă apasă amintirea asta, nu vă lasă în pace, nu dormiți noaptea. E o stare de grijă, îngrijorare, spuneți-i cum vreți, legat de lucrul ăla
terminat, nerezolvat. Știți cum este? Aveți un obsesie, gen, am luat o carte de la bibliotecă acum un an, băi, nici în ziua de azi nu m-am dus să o dau înapoi. E un fleac ce spun eu, dar cam asta este, n-am dus cartea înapoi. Deci era totuși un bun simț acolo, era o promisiune pe care n-ați respectat-o. Că așa scria pe cartea aia, vezi, când data de trebuie să returnez cartea. Și ați uitat și v-a trimis mesaje și remindere și cineva vă pistonează. E, acum s-ar putea să nu vă pistoneze neapărat o scrisoare oficială, vezi că, ci propria voastră conștiință, vă aduceți aminte și ziceți, măi, mă duc să duc înapoi cartea. Și aici poate fi vorba de orice fel de lucru din urmă, de care puteați de mult să vă detașați, să vă eliberați. Da, nu s-a întâmplat. Și probabil ați aștepta să iasă acest Pluto din Capricorn să vă mai relaxați un pic. Și acum s-ar putea să o faceți fără să o mai simțiți ca pe o povară. Băi, mi-e greu, mi-e lene să mă duc până la bibliotecă să duc cartea înapoi. Lasă că nu treabă nimeni de ea. Ba da, cineva s-ar putea să plătească, între ghilimele, pentru comoditatea de a nu vă fi dus să duceți cartea înapoi. De aceea, că vă place, că nu vă place, conștiința o să vă bată la cap o vreme, până când, probabil, o să ieșiți din zona de confort și o să luați lucrul ăla promis cândva și o să-l duceți la îndeplinire. Scorpionul, aveți o atracție fantastică către o idee, i-aș spune. O idee cu iz aproape mistic, divin, ezoteric, spiritual. Gen, citiți o carte sau, mă rog, răsfoiți o carte și când o deschideți, pagina aia pe care o citiți, e un mesaj. Dar e un mesaj care, citindu-l, s-ar putea să vă sune a îndemn, a ordin, a sfat, a ghidare. Încât nu e întâmplătoare. Cu siguranță universul lucrează și vă transmite prin acest mesaj care vine într-un fel sau altul către voi, carte, mesaj publicitar, un cântec la radio, un film pe care îl vedeți, o discuție ascultată din întâmplare pe stradă, un mesaj primit pe TikTok, nu știu, vine un mesaj la căruia voi o să-i găsiți și ce se află în spatele acestui mesaj. Că nu e un mesaj oarecare. Trebuie să faceți ceea ce vi se spune acolo. Nu trebuie. Vreți să faceți lucrul ăsta. Nu vă obligă nimeni, dar vă cheamă să faceți lucrul ăsta. Inclusiv, vedeți o reclamă la un televizor și ziceți, gata, ăsta e televizorul pe care îl vreau eu. E o doză de atracție spre ceva, dar în spatele atracției este un cumul de factori care vă va îndemna să duceți mai departe. O persoană care vă dă un sfat, o idee, o inspirație pe mai departe, un stimulant, vreți să vă apucați de un curs, vreți să vă atrage un domeniu. Deci e un sentiment de ala de, măi, e ceva atât de interesant, lucrul ăsta pe care îl aflu eu acum, că simt nevoia să trec la fapte. Și probabil o veți trece. Probabil o veți trece zile viitoare când Mercur și Marte se vor întâlni în Capricorn, ceea ce înseamnă pentru voi, iau decizia și mă apuc să construiesc. Dar deocamdată probabil apare sclipiciul ăla. Se aprinde becul pe lucrușorul, lucru, direcția, ideea care acum apare sau reapare, că cine știe, poate ați mai avut-o și altă dată, dar ați lăsat-o pe linie moartă, încât s-ar putea peste câteva zile să devină concentrarea voastră principală de energie, doar aia vă veți dori. Nu o să mai vreți alte televizoare, doar pe ăla și într-o zi o să fie al vostru, metaforic vorbind. Voi, săgetători, prin plecarea lui Venus din ograda voastră, poate abia acum simțiți o aerisire a vieții voastre, deși de prin toamnă tot a dus multe. Prin zodia voastră, de prin toamnă încoace, tot au trecut planete, toate aceste planete au fost în cuadraturi, deci n-a fost deloc simplu în ultimile câteva luni. Încât plecarea și ultimului mohican de acolo, din curtea voastră, e marele vostru respiro. În sfârșit, ziceți voi, în sfârșit liniște, în sfârșit pot să fac și eu ceva. Nu-i chiar așa, nu puteți face chiar orice, dar greul ăla pe care l-a dus pe umăr multă vreme s-a risipit. Blocajele alea
marcate de tot felul de vise care nu se îndeplineau, căi pe care nu știați ce să mergeți, restanțe nerezolvate. Ați scăpat de ele. Și de pentru voi această plecare a ultimei planete din ograda voastră din ultimele câteva luni e ca momentul când vă luați o vacanță. Bun, s-ar putea uneori să nu știi ce să faci cu vacanța aia. Mamă, cât mi-am dorit eu câteva zile libere. Și metaforic vorbind, aveți aceste zile libere. Și le risipiți. Nu știți ce să faceți cu ele. Erați obișnuit să trageți la galere. Erați obișnuit cu atâtea pe umeri. Erați obișnuit cu mult. Și acum, fără nimic, probabil urgent, s-ar putea să vă risipiți buna dată de resurse. Că voi sunteți foarte bine dotați în ultima vreme la capitolul resurse. Capricornul, pe unde s-au adunat atâtea planete, e zona marilor voastre resurse. Dar nu cumva le dați pe ce nu trebuie? Ați adunat un ban, dar nu cumva vă luați o prostioară? Ați învățat ceva, dar nu cumva stați cu lucrul ăla nerezolvat, nefolosit în buzunar? S-ar putea să aveți așa un moment de revelație asupra acestor resurse pe care le aveți în buzunarul vostru, în contul vostru, pe masa voastră și vă uitați la ele și spuneți: nu știu să le folosesc așa cum trebuie. Am niște bani, dar îi risipesc aiurea. Am timp, dar risipesc aiurea. Am de dat, am de făcut, dar nu le canalizez în direcția cea bună. Muncesc, dar nu se vede. E sentimentul ăla de, mă vine zic muncă în zadar, dar poate nu ăsta e cuvântul, de investiție în zadar. Nu, nici măcar de investiție, de acumulare de resurse în zadar. Că s-ar putea să aveți acolo, metaforic vorbind, în buzunarul vostru, o comoară pe care nu o conștientizați, n-ați folosit-o poate ani de zile, mai ales că a mai plecat și Pluto de acolo, din sectorul resurselor, poate chiar un moment de regret, că poate aveați resursele astea de mult, că hai să vorbim serios, de 15-16 ani Pluto v-a încărcat coșul ăla cu o grămadă de lucruri, dar nu era o zonă de confort. Pluto nu v-a oferit în ultimii 15 ani daruri drăgălașe. V-a dat niște daruri, dar probabil veneau la pachet cu un efort colosal și acum când vă uitați retroactiv la ultimii, hai să zicem, 15-16 ani din viața voastră, pe unii vă macină și regretele astea. Măi, câte aș fi putut eu face? Măi, am avut banii aia, ce prost am fost că i-am dat încolo, am făcut afacerea asta, dar n-a fost bună. E un moment de bilanț, da, pentru voi. Dar, în primul rând, e un moment de bilanț că ați scăpat de o zonă foarte dificilă. V-ați învățat lecțiile. Nu le-ați învățat, nicio problemă, aveți tot timpul să le învățați de acum înainte, că nu înseamnă că plecăm în vacanță. E o vacanță din anumite puncte de vedere, dar poate plecați în vacanța asta un pic supărat de aș fi putut face mai mult. Am terminat lucrul ăla, dar parcă nu e chiar ceea ce mi-am dorit. Pentru unii poate fi așa chiar o mică desumflare. Că s-a terminat un proces, mamă, ce greu a fost, dar parcă nu e chiar ceea ce mi-am propus eu cândva când am pornit. Nu-i nimic. Vi se cere o detașare. Nu te mai gândi, lasă lucrurile să se așeze, obișnuiește-te cu nouă energie de vărsător, că vor veni și ideile. N-aveți grijă, din februarie încolo vă vin idei cât cuprinde. Acum e momentul ăla de tras linia. Pentru atâta muncesc eu, de ani de zile trag la căruța asta și de-abia până aici am dus și uite cât am dus, mai ales în ultima perioadă. Și de aia a trebuit să se elibereze terenul, ca să vă uitați un pic la ce ați făcut voi în ultimile câteva luni, dacă nu cumva ani. Și probabil dacă tot ajungeți la niște rezultate din bilanțul ăsta, vă veți încuraja, înarma, vă veți lua singur o decizie, probabil zile viitoare, odată cu conjuncția dintre Marte și Mercur, vă veți lua o mare decizie pe care după aia o să și duceți o să o puneți în aplicare, de a schimba ceva. Dar decizia asta este privind înapoi. La ce n-ați reușit, la ce n-ați atins, la rezultatele pe care da, putea să fie și mai bune, pe greșelile pe care le-ați făcut, pe eșecurile pe care le-ați acumulat. Vine, e nevoie și de o zdruncinătură de aia să vedem, mamă, ce prost am fost, scuzați expresia, dar cam asta este, privesc înapoi și zicem, măi, câte lecții aș fi putut să învăț, dar unde mi-a fost capul? Ei, acum
descoperiți unde a fost capul. Că probabil capul era în altă direcție. Capul vroia altceva. Capul privea la un țel pe care nu-l puteați atinge. Și acum înapoi, la locomanda, poate să reconstruiți, poate să reorganizați ce se mai poate, poate să salvați ce se mai poate, dar vă trebuia această eliberare a curții voastre, că de acum încolo, fără atâtea pe cap și fără starea aia de confuzie, de neclaritate prin care ați trecut voi în ultimele 2 luni, clar că veți vedea încotro trebuie să mergeți. Capricornul vine și Venus în ograda voastră, ceea ce e bine din multe puncte de vedere. În fond este numită micul benefic, una din planetele norocoase bate la ușa voastră și o să stea acolo până în februarie și veți avea 3 planete foarte importante ca sursă de inspirație, de îndrumare. Au multe să vă ofere și Venus de acum înainte, că oricum Marte și Mercur erau acolo de ceva vreme. Aveți totuși un sentiment bizar de, vine să zic zgârcenie, poate nu zgârcenie, de dorință de a păstra ce mai aveți. Că nu o să mai aveți multă vreme aceste planete în ograda voastră. 2 tocmai au ieșit, hai să zicem, înlocuiește Venus lipsa Soarelui și a lui Pluto, dar gândiți-vă că acestea 3 și ele își văd de drum. Și ele înaintează în ritmul lor. Va ieși Mercur în curând de aici, va ieși Marte ceva mai încolo, va ieși Venus în februarie, încât din februarie încolo, pauză, nu mai e nimic. Și voi erați obișnuiți că măcar o planetă, și aia era Pluto, vă stă alături să vă susțină. Că nici aia nu mai e. Dar e bine că nu mai e. S-au mai aresit un pic lucrurile, vi se dă o mai mare libertate. E, uneori nu știți ce să faceți cu această libertate. Erați obișnuit că cineva vă protejează, cineva vă susține, cineva vă îndrumă, cineva vă oprește, vă ține acolo încartiruit și erați obișnuit cu această, ca în armată, erați obișnuit cu armata. Acum vi s-a spus și ei, poți să mai rămâi în armată, că de, poate te-ai obișnuit, dar dacă vrei, poți să pleci, poți să pornești în altă direcție. Și acum, cu planetele la voi în ogradă, câteva zile, încă sunteți soldatul ăla care decide ce face. Rămâne în zona rigidă a armatei, n-am voie, m-am obișnuit așa, de 15 ani sunt în armată, până acum am făcut doar ce mi s-a spus, până acum am fost simplu executant de ordine și acum să am eu libertate? Nu acum, din februarie da. Și de-aia trebuie să vă gândiți până în februarie ce faceți cu noua voastră viață. Că s-a schimbat energia. A ieșit armata din viața voastră, controlul, hai să zice pe dreapta. Nu mai sunteți la cheremul nimănui, dispoziția nimănui care vă impunea niște regulamente, interdicții, restricții, economie, tot felul. Se ridică încetul cu încetul, poate nu peste noapte, se tot ridică, ba câte o blocadă, ba câte o interdicție, ba câte o lege, sunt reziliate toate aceste condiții defavorabile. Și din februarie, la revedere, niciuna nu va mai fi. De unii, mai ales energia Capricornului, este eu fac ce mi se spune, eu sunt un bun executant, eu respect, da, respect, ați respectat niște reguli. Și nu mai sunt regulile. Și nu mai sunt atât de stricte ca înainte, că poate deocamdată le mai aveți. De aceea trebuie să vă gândiți ce faceți cu libertatea. Că poate nu e așa ușor de trecut la zona din dictatură în independență. Până acum cineva vă dicta ce să faceți, ce nu, să nu faceți și de acum puteți să faceți singur lucrul ăsta. Și unii, da, vreți o eliberare. În timp ce alții încă vă mai țineți de o zonă de, hai să zicem, confort, de obișnuință. M-am obișnuit așa. Voi face în continuare cum mi-a arătat mie Pluto 15 ani. Nu e chiar așa, deci vă veți regândi strategia în câteva săptămâni, probabil de acum înainte, astfel încât să vă bucurați de libertate. Vărsătorul, parcă sufletul vostru are nevoie de ceva, are nevoie de o garanție, are nevoie de stabilitate, are nevoie de niște dovezi. Sunteți probabil implicat într-o activitate care
va dura, dar această activitate are nevoie de o susținere, să aveți pe ce vă baza. Nu ajunge doar vreau lucrul ăsta, visez lucrul ăsta, clar că a intrat Pluto în ograda voastră, vă va pune la treabă, nu glumă, dar parcă vă mai trebuie și o susținere de undeva din umbră. Și probabil aveți o astfel de susținere. Vă puteți baza pe ceva sau pe cineva. Dacă vă lipsește ceva din ceea ce vreți să faceți, există cineva care vă ține spatele, cum s-ar zice. Aveți un îndrumător alături, aveți banii al cuiva, aveți familia, aveți pe cineva. Și acum vă dați seama. Acum vă uitați un pic înapoi, probabil după ce a plecat Pluto, vă uitați înapoi și să vedeți cine v-a rămas alături sau cine vă este acum alături. Că poate în ultima vreme Pluto a și făcut curățenie în viața voastră, v-a scos oameni din viață și poate nu doar Pluto, poate și multe alte planete v-au eliminat relațiile toxice, relațiile inutile, relațiile nefolositoare, reale din care n-aveați nimic de câștigat. Și de aia acum a venit vremea să faceți un bilanț. Pe cine vă puteți baza? Și s-ar putea să aveți câțiva. Să-i numărați așa pe degetele de la o mână, dar sunt câțiva, poate nu e singurătate lucii acolo. Poate unii, din păcate, aveți, s-a făcut curat de bine. Nu mai aveți pe nimeni. Nu că au plecat din alte motive, dar singuri ați lăsat să plece. Nu am nevoie de tine, v-ați izolat, v-ați baricadat, v-ați, mai ales acolo unde e vorba de relații pe frecvențe total diferite. De alea, din care, clar, nu mai aveați nimic de câștigat, decât poate le întrețineați așa artificial, că de singurătate, să nu fiu al nimănui, să-mi aducă și mie cineva un pahar de apă la bătrânețe, nu să-i să rămână aceste relații. Și s-ar putea să faceți câteva zile bune de acum înainte. Să vă clarificați cu care din aceste relații vă vedeți în perspectivă. Că unele au fost de complezență, trecătoare, nu erau relații profunde, dar, repet, cu câțiva vă puteți face planuri în continuare. Câți ori fi? O persoană iubită, un părinte, un copil, un prieten bun, un colaborator, dar unul, dacă este, o să-l țineți la piept așa ca fiind cel mai de preț dar cu care ați rămas după 15 ani de răscoliri interioare. Peștii, prietenii sunt foarte importanți. Prietenii pot fi și mare provocare pentru voi, dar prietenii pot fi și sursa voastră de a trece peste un moment poate mai delicat. Poate sunteți într-un moment de indecizie, de teamă, de rătăcire și vă uitați așa în jurul vostru și eu încotro să o iau. Poate Venus și cu încă 2 planete acolo în zona Capricornului, zona prieteniei adevărate pentru voi, aceste 3 planete s-ar putea să vă ajute să vă numărați prieteni. Din câți oameni este format anturajul vostru de prieteni pe care vă puteți baza? Dar s-ar putea să nu fie prieteni de ea fățarnici, de moment, să vedeți cu cine ieși la un film. Nu, unul dacă este, dar e totul pentru voi omul ăla. E bun îndrumător pentru voi. E profesorul vostru, e cel care vă zguduie, cel care vă zice adevărul gol-goluț în față. Și s-ar putea să aveți o astfel de discuție cu un astfel de prieten, cu cineva din anturajul vostru, care s-ar putea să fie foarte rece, aspru, direct, vă spune niște lucruri care s-ar putea să vă șocheze din anumite puncte de vedere, dar vă aduc picioarele pe pământ. E o lecție, vă dă o lecție această persoană. Poate vă și ceartă, poate vă reproșează ceva, poate, da, e prietenul ăla sincer, adevărat, că nu de prieteni falși avem nevoie. E un prieten de la care vă pune oglinda în față sau adevărul în față sau dovada în față și nu mai puteți să vă amăgiți, să visați ca ai verzi pe pereți. E un beneficiu să aveți un astfel de om alături care vă spune lucrurile pe nume și vă și stimulează, vă și prin cearta pe care, hai să zicem, vi-o ține, prin predica, hai nu cearta, prin predica pe care vi-o ține sau prin exemplu, că poate e un exemplu pentru voi, el de fapt vă obligă să vă ridicați de jos și să faceți ceva. Vă vede, poate un pic împovorat, poate un pic trist, poate un pic derutat, poate vă vede un pic la pământ din anumite puncte de vedere și vine omul ăsta și vă zguduie. Stai, mă, nu stai acolo și plângi. Hai să,
El vine cu hai să, dar poate vă și arată, poate vă și obligă, poate vă și trage de urechi, ca să treceți la fapte, să acționați. Încât e mare minune să aveți măcar un astfel de om alături, deși poate că nu-i doar un om, poate chiar un mic grup de suport acolo, care are efectul ăsta de a vă stimula, de a vă zdruncina, dar ca să luați niște decizii de a trece la fapte. Asta este ziua de marți, 23 ianuarie, nu uitați de toate celelalte horoscope care vă așteaptă pe site și hai să o lăsăm pe Venus să-și vadă de treabă. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop!